toată lumea. Astăzi vom juca un joculeț făcut de un spaniol și astăzi vom juca acest joculeț. Bine, n-ai toate, dacă mai vreți să facem joculețe de gen, nu uitați de like-ul ăla puternic dezvoltat și de subscribe. Și da, haideți să dăm play la joc și cam așa se prezintă jocul, este în spaniolo și... E destul de tare la început, doar că cam așa se prezintă jocul. O să vă arăt toate chestiile care ai nevoie. Bine, tableta nu prea ai nevoie de dânsa. Vă zic eu pe propria mea experiență, tableta e cam destul de inutilă, dar o să vă arăt. Care e treaba? Tableta asta îți arăți chestiile. Uite, deci punctul ăsta este un animatronic. Și pe tipul ăsta l-am atras acolo, da? Bun. Bine, tableta asta e destul de inutilă. Suntem morți. Suntem morți. Tipul ăsta o să ne cum să vă zic, ok. Și tipul ăsta o să vină, cred că tot jocul ăsta, tot episodul ăsta va fi numai tipul ăsta, pentru că na, o să ne dea bătăi de cap. Am mai făcut un episod cu jocul ăsta, doar că nu mi s-a auzit vocea. Nu știu de ce. I don't know. E de la căști, nu știu. Dar orice ar fi, sper să s-audă de data asta, pentru că e obositor, sincer. Deci tableta asta mai mult la trage pe boschetarul de la Aventar, că nu poți. Că tableta asta nu se chide, deci care chestia? Tableta o mai deschis, dar din închis nu mai închizi, asta e tot treaba. Ca să o închizi, să deschizi lumina. Ok. Și jocul are doar doi animatronici, ăla micu care e în față și ăsta de pe venturi. Toți animatronici avem, doar atâta. Și o să vă arăt cum se termină jocul ăsta, da. Dar e destul de obositor, sincer. Și da, jocul e făcut în spaniol, până la urmă. Ok. Tipul ăsta vine în... 11 secunde, să zic așa, sau 5 secunde pe acolo vine, nu-mi dau seama. Deci vine în 5 secunde sau 10 secunde, nici nu știu cât vine doar. Hai, pleci. Ăla micu, dacă ne dai flash-uri de omoară. Ok. Poți să pleci și tu, rog eu? Ok. Și așa trebuie să faci tot. Acum, ca să înțelegeți, cam ăsta e tot jocul. Trebuie să faci doar treaba asta. Lași pe tâmpitul ăsta din venturi să plece. Și când pleacă, dai flash-uri la tipul ăla din față, pentru că ăla e cel mai nervant din toți. Nu știu cine event, nu prea îmi dau seama de aici. Adevărul că nu prea să dai seama mai deloc. Dar orice ar fi, un armatronic acolo. Sau ce-ar fi ăștia. Am vrut să mă scarpin, dar nu-mi dă voie jocul ăsta. Ok. Așa. Am vrut să mă scarpin, frate, dar... Că jocul ăsta nu dă voie să mă scarpin. Tipul ăsta, nu știu, e tare nervant, are maturonicul de inventuri. Băi, aici, nici să mă scarpi n-am voie, frate, uite, știu ce om, frate, nici să mă scarpi n-am voie, are obsesie asta pe mine. Okay. Aule, bă, frate, bine. Vă dați seama, e un joc mic, are doar 2 animatronici, atâta cred că are. În imagine pare că sunt mai mulți, dar că nu e așa. Nu știu dacă va exista un update la jocul ăsta, dar că o să joc versiunea asta care există acum. Dar da. Ok. Vă l-au plecat, dă-i flash-uri și...
Deci, da. Așa. Noi suntem în sub masă. Dar am nivel de tipul ăla. Ați văzut ce era acolo? Ok. Ia. Ok. Deschide lumina. Și... Da, e parcă plica cineva, nu știu de ce am avut impresia. Așa îmi dădea impresia. Ok. Bă, dați-vă și voi părerea despre joc, pentru că... Eu pot să dau o părere, nu știu, o să vă zic la final ce notă îi dau la joc. Pe oricum nici nu îi dau o notă foarte proastă, pentru că... Ideea asta chiar e bună, dar... E joc mic și nu prea ai cine știe ce să faci. Dar, da. Ăsta e jocul care l-avem. Bine, vă dați seama că... Da, poate e un beta la joc și nu știm noi. Pentru că, na, orice joc cât de mic este, poate să primească și un update și poate update-ul ăla să-l fac mare. Dar nu. Dar uitați cum apare unul mare de acolo, în față. Ok. Și au zis că dacă ascultați bine, cum respiră ăsta greu. Dacă s-o audim. Gata, asta e tot jocul. Bine, mă. Haideți. Despre joc, este o perere destul de, nu știu să zic așa, nu pot să zic că e un joc prost, pentru că chiar mi-a plăcut ca ideea de chiar jocul mi-a plăcut. Deci la jocul ăsta pot să-i dau o notă destul de bună, îi dau un 8 din 10 pentru că are doar niște chestii puține, este destul de greuț la început pentru că nu prea am înțeles cine știe chestii, dar ăsta este finalul, notă, deci 8-50, adică atâta notă îi dau la joc. Deci cam atâta pe acest episod, fraților, dacă v-a plăcut acest episod cu acest joculeț, eu am fost Radu și v-am lăsat, pa, pa!